credeam, doamnelor și domnilor, că îmi vor plăcea emisiunile care se referă strict la administrația publică locală, dar iată, cred că am ajuns la a 7-a, 8-a emisiune la rând și încep să-mi placă foarte mult pentru că primarii au, se deosebire de cei care fac politică cumva la suprafață, au un mod foarte realist de a vedea lumea și viața și întotdeauna plec cu informații care mă îmbogățesc mental și sufletește. Sunt cu, în partea a doua a emisiunii, continui discuția cu doi primari din localități foarte importante, de la Malaia, domnul primar Gheorghe Dinculescu, și de la Stoienești, domnul primar Gheorghe Dumbravă. Am zis că vom discuta despre proiecte, despre ce a fost, ce s-a întâmplat în ultimii aproape 4 ani și ce s-ar putea întâmpla în următorii 4 ani. Este foarte important să vedem, să avem perspectivă chiar dincolo de 4 ani, o perspectivă chiar pe termen mediu cu privire la Malaia și la Stoienești. La Malaia, domnule primar, ce s-a întâmplat în următorii 4 ani în modul concret? Concret, ce s-a adăugat la civilizația din comuna Malaia, despre care știu că vine foarte des fostul primar Frâncu acolo. Cred că a făcut și o monografie, adevărat sau mă înșel? Nu a lucrat cu noi, nu știu cu cine lucrează, probabil cu părintele Moga. Noi lucrăm cu preotul Moga, care Nicolae Moga, care este de la noi din localitate. Colaborăm. Chiar acum, pentru prima dată spun, am discutat cu domnul profesor Troncotă, cu domnul general, ca să facem o asociație și cu un alt cetățean din Malaia, să facem o fundație prin care să dezvoltăm și latura asta. De cercetare, latura istorică. Latura istorică, unde vor veni mai mulți istorici și vom cerceta mai mult locurile sau izvoarele și culturale și dacă tot mi-ați ridicat... Și latura de promovare. Și latura de promovare. Foarte important, foarte important să discutăm și despre asta, dar să încep pe linie culturală, că mi-ați ridicat problema asta. Am avut un proiect care în data de 31 îl finalizăm prin PNRR cu Fundația Izvor din București, colind Malaia, culegere de etnografie și folclor, cu școala, în colaborare cu Școala Generală Malaia, unde am încercat să lucrăm cu elevii, să învățăm anumite lucruri, să le reîmprospătăm istoria locului și zic eu că este un proiect educativ foarte important. Aș dori să continui colaborarea cu Fundația Izvor. Pe 30 vom ști exact, deci pe 31 vom avea spectacolul de închidere în Căminul Cultural, care tot suntem la cultură, am obținut finanțare pentru el, 13.800.000 de lei, este în licitație la Ministerul Dezvoltării prin CNI. Am înțeles. Și bine ar fi cumva să știe toată lumea ce e de văzut în Malaia. De ce trebuie să vii la Malaia? Acum încep prin a vă prezenta Malaia. În primul rând, a fost o provocare pe care nu am angajat-o, dar a trebuit să o duc la bun sfârșit. Am declarat localitate stațiune turistică de interes local. Ideea mi-a venit când am văzut Malaia alături de puține comune din județul Vâlcea. Suntem membri fondatori ai clusterului Bio-Oltenia Craiova. Este un cluster regional pentru că fondurile europene în următoarea sesiune se vor da spre euroregiuni. Ori cei de la clusterul Bio-Oltenia Craiova au reușit să înființeze această euroregiune cu țări dezvoltate, țări în curs de dezvoltare, țări care au aderat și țări membre ale Uniunii Europene. Deci, noile măsuri ale Uniunii Europene de finanțare se vor duce în aceste direcții. Nu vor mai veni strict... Pe localități. Pe localități.
Și de acolo am pornit prin înființarea unui OMD-ul, Organism de Management al Destinației, am rezervat și lucrăm la el. Pe regiunea Oltenia s-a și făcut acest OMD-ul. Consiliul Județean este în parteneriat cu clusterul, cu Universitatea din Craiova, cu alți membri importanți. În acest cluster, să știți că sunt 40% administrativ UAT-uri și 60% privați. Deci este un alt mod de a dezvolta. Sunt tare curios, nu avem timp acum, dar sunt tare curios să amănunțim poate altă dată. Cu altă să ocazie vedem cum funcționează dezvoltă chestiunea asta, că e ușor de zis. Avem un cluster, avem un OMD. Da. Eu nici n-am mai auzit de această denumire. Organism de Management, Organism de Management al Destinației. Unde îmi doresc dar să... Dar ce vrea să spună? Măcar explicați în acest denumirea asta, cum ați zis? Banii pe dezvoltare turistică vor veni prin aceste OMD-uri. De aici încolo. Și eu adică, sunt în concret, discuții cu Brezoiu și cu Voineasa. Vorbim despre destinații, adică destinația Malaia sau destinația ori parte Valea Lotrului se cheamă, pentru că, vedeți, nu poți să te dezvolți de unul singur, oricât de mare ai fi și cât de mulți ai doar. Luați exemplul municipiului care a vrut să facă un OMD și n-a reușit. Pentru că trebuie să respecti anumite criterii și în acest OMD vin organizații. De asemenea lucrăm... Și vin banii, stați un pic, și faceți un proiect comun. Vor fi proiecte comune, mai mult decât atât. Făcut de specialiști angajați în comun. Da. Și banii vor veni într-un cont comun sau cum? Vor fi finanțate proiectele așa pe fiecare destinație turistică în parte. Păi bine, da, ziceți că destinația este Valea Lotrului. Valea Lotrului. Și va trebui să aveți un cont. Stabilim oportunități, vedem ce se dezvoltă și atunci, între membrii, poți să dezvolți. Ați mai lucrat pe OMD-ul ăsta? Pe OMD nu am lucrat până acum, acum suntem la el la înființare, lucrăm la înființarea lui. Suntem în faza de pionerat. Da, s-a mai lucrat în România pe așa ceva, pe aceste structuri? Nu, sunt la început. Am înțeles. La nivel de țară, cred că 6 deocamdată. Foarte important, unul din vedea cum funcționează. Este cel de la Craiova. De asemenea, suntem în discuții avansate la minister pentru constituirea unui flag în care am intrat cu un parteneriat cu Polovragiu, cu Galu de la Polovragi, cu Galu de la Brezoi. Suntem mai multe comune care vrem să înființăm acest flag. Flag? E un acronim, spuneți ce înseamnă. Flagul ăsta se ocupă mai mult pe dezvoltare piscicolă, dar se pot atrage fonduri, se pot face dotări cu echipamente, cu utilaje și pe UAT-uri. Am înțeles. Deci este încă o pârghie prin care se pot... Haideți să nu pierdem în vedere totuși chestiunea asta. Ce s-a făcut? Enumerați ce s-a făcut? Acum încep să vă spun ce s-a făcut. Din toate proiectele depuse, finanțate, avem reabilitare energetică și termică. Școala Malaia, proiect de 1.600 de lei, 1.600.000 de lei care este închis, grădinița Malaia, 1.200.000 de lei, reabilitare termică energetică. Deci acum sunt și în faza... Ce ați făcut? Pompă de căldură, izolare, panouri? Izolare, panouri pentru apă caldă, panouri fotovoltaice, sunt independente energetic. Cele două. Prin acestea au fost finanțate prin fondul de mediu. Prin PNRR, Căminul Cultural de la Săliște, reabilitare termică, energetică, de asemenea, este pe aceeași fază, iluminatul public prin fondul de mediu, lucrare de 1.000.000, s-au schimbat toate lămpile în toată comuna, astea sunt proiecte care au fost și închise. Prin AFIR, dotarea serviciului social cu autoutilitară, 25.000 de euro, proiectul închis. Am închis proiectele vechi. Prin AFIR, terenul de sport de la Școala Malaia, am clarificat situația terenului, situația juridică. Am închis cele două proiecte, apă și asfaltări, care le-am găsit în desfășurare și care aveau probleme foarte grave în proiectare.
a reușit să reducem la bun sfârșit. Deci, sunt închise. Vă referiți la apa curentă pentru comună? Da. La asfaltări? Asfaltări în ce procentați? Asfalt s-a făcut în satul Malaia și o stradă în satul Ciunget. Și cât ar mai fi? Ar mai fi, dar exact cum am spus mai devreme, prioritizăm în satul Săliște, prima dată să facem canalizarea. Vom aplica acum pe fondul de mediu, etapa a treia. Avem voie să aplicăm până la concurența sumei de 12 milioane, fiind localitate sub 3.000 de locuitori. Am înțeles. Și s-ar rezolva cu canalizarea în ce procent? A rezolva cu canalizarea. În Malaia suntem în tot satul. Da. În Săliște și Ciunget, cele două sate aparținătoare. Păcat că la Ciunget a fost canalizare pe vremea șantierului și a fost distrusă, dar vom construi și acolo canalizare, vom face și la Săliște canalizare și mai avem o problemă la Săliște. Este un cătun care nu este alimentat cu apă în zona centralei Brădișor și vom rezolva și acolo problema printr-o alimentare pe râul Sturișor, unde este tabăra pentru copii. Vom face alimentare cu apă, stație de epurare, bazin și din stația de tratare apa să plece direct în rețea. Dați-ne câteva date despre turismul care se face acolo. Ajungem și la turism, dar nu am terminat cu ce a fost de făcut. Am reabilitat monumentele istorice. Monumentul din centru satului Malaia, Monumentul Eroilor, am reabilitat cijmeaua construit în 1916 de colonelul Braviceanu. Am preluat drumul care duce la monumentul istoric Crucea Brătienilor, Crucea și Fântâna Brătienilor, și avem în vedere și acolo să-l reabilităm și pe acesta, este în circuitul monumentelor istorice. Am pregătit documentația pentru biserica, monument istoric, în clasa a doua din Malaia. Avem toată documentația pregătită, cum se va deschide o axă de finanțare, să depunem proiectul. Am fost prins în lista sinteză, nu am reușit să fac documentația, sunt studiile care merg foarte greu, studii care implică luni de zile, cum este calitatea picturii. Durează 3 luni de zile analiza. Studii geo, studii pedologice, foarte multe studii. Acum le-am făcut, suntem la zi. Am construit capele în toate cele 3 sate, capele mortoare. Știu că, na, dar sunt necesare și utile. Ne dorim, sunt pe legea care există. Pe legea care există, momentul de față. Ne dorim să ducem o viață mai bună și trebuie să ne adaptăm. La Malaia și la Săliște sunt gata, la Ciunget o terminăm până la alegeri. Lucrăm la finisaje. Am construit parcuri. În satul Săliște l-am găsit în proporție de 80% și l-am definitivat. În Malaia am construit parc la Grădinița Malaia, parc la Monumentul Istoric, parc la Școala Malaia. În satul Ciunget vom construi un parc acum și am și discutat în curtea școlii. Acolo, din păcate, ne mai funcționează decât o grupă de grădiniță cu 10 elevi, dar vom vedea că le avem în vedere și reabilitarea acestei școli și a școlii din satul Săliște. Sunt proiecte care le-am avut depuse, nu am reușit să obținem finanțare din alte motive. Nu aveam carte funciară. Să vă adresez o întrebare. Am fost și acum 3 ani și acum 2 ani, 2 ani la rând, în Alpii Austrieci. Și am văzut acolo o serie de comune. Ce ar mai trebui comunei Malaia ca să semne cu o comună din Alpii Austrieci? Vă răspund. Vă rog. Am inițiat discuția, am fost la Ministerul Economiei și Turismului, împreună cu domnul primar de la Polovraj, vom încheia un parteneriat între cele două comune și cele două consilii județene, Vâlcea și Gorj, să asfaltăm drum care face legătura între două localități frumoase, Ciungetul, care are biserica din lemn, monument istoric, peșteri, cascade, cea mai mare hidrocentrală după râurile interioare,
cheile Latoriței, care sunt superbe, sigur, cu cascada Borogeana, Borâncioaia, Moara Dracilor, cele două lacuri artificiale de polovragi. Și atunci vom avea o legătură între două stațiuni turistice de interes local și turistul se va putea deplasa. Tot la Ministerul Turismului și... Vor trebui și niște pensiuni. Vor apărea. Și am avut discuții cu domnul primar Turbăceanu de la Baia de Fier, cu cei care administrează domeniul schiabil de la Rânca, să facem pârtii pe partea de nord, să dezvoltăm domeniul schiabil Rânca pe partea de nord, adică cu coborâre la Galben. Ce implică asta? Doar rețea electrică din stația de 110 de la Petrimanu până la Galbenu, 6 km, și de acolo legate cele două domenii schiabile. Domeniul schiabil de la Rânca, cu coborâre în Galbenu, și domeniul schiabil de la Transalpina, care să coboare tot în Galbenu, unde putem dezvolta pe munții noștri pe care i-am câștigat în instanță, acum, putem dezvolta tren de vară, un carusel, o sanie de vară, putem dezvolta orice, să le folosim și iarna și vara. Pădurea este a statului român în administrarea Rom-Silva, golul alpin al statului român în administrarea Guatemalaia. Deci, statul român, dacă își dorește dezvoltarea domeniului schiabil, o poate face. Și s-ar reuși să ajungem la un rezultat pe care îl propuneați dumneavoastră. Extraordinar. De asemenea, și chiar mai frumos. Ochii minții, vă spun, care și mai frumos decât ce am văzut. O secundă, în discuții avansate sunt și cu domnul primar de la Horezu, cu domnul primar Sărdărescu, ca să legăm Malaia de Vârful Romani. Vârful Romani, se știe, este deasupra satului Malaia. Drumul este unul care poate fi practicat și utilizat de mașini de teren, echipate, corespunzător, dar dorim ca și acest drum, și l-am prins într-un program, am discutat să vedem cum reușim cu ADR Sud-Vest Oltenia să finanțăm și acest proiect. Să-l asfaltați? Să-l facem practicabil, chiar dacă va fi în prima fază de pământ, pentru că ați propune să-l asfaltezi. Câți kilometri ar fi? Nu este distanță mare, este din Malaia până în Vârful Romani, 8 km. Păi mă rog, ca să arate că în Austria trebuie asfaltat. Îmi pare rău că nu am știut de proiectele care au fost mai înainte și nici nu eram implicat în viața asta politică, pentru că era mai ușor să faci alimentarea cu energie electrică pentru Vârful Romani din stația de 110 kV de la centrala Malaia și să duci rețea acolo pe un traseu mult mai scurt. Dar finanțarea s-a obținut pe partea cealaltă. Da, sunt multe de făcut în zona. Sunt foarte multe de făcut. Trebuie să câștigați alegerile din nou și cred că vă acordați șanse mari. Este o provocare ca și proiecte pe care le avem depuse și dorim să le implementăm. Mai avem montarea stațiilor de reîncărcare. Avem cu Consiliul Județean pentru școală. Ce stații de reîncărcare? Pentru autovehicule electrice. Avem. Faceți și dumneavoastră acolo? Nu, le avem obținute finanțarea pentru trei stații. Mai avem una cu Consiliul Județean a patra, care este... Vor veni mașini electrice să bage în priză la noastră? Avem un proiect depus cu Consiliul Județean pentru microbuz electric pentru elevi, aprobat. Cu Consiliul Județean avem dotare laboratoare, bibliotecă, mobilier școlar. Sunt proiecte separate. Avem 5 proiecte cu Consiliul Județean care sunt depuse. Am înțeles. Avem proiecte care n-am obținut finanțare din greșeli de administrație. Și o spun, Căminul Cultural din satul Ciunget, am obținut finanțare prin PNRR și când a trebuit să clarificăm cu documentele, ne-am trezit că în loc de Cămin Cultural era complex comercial. A durat până am schimbat, până am obținut la OCPI transferarea, s-a pierdut proiectul. Îl vom redepune.
Școala Ciunget nu era intabulată. N-am depus documentația, am pierdut finanțarea. Am intabulat-o, depunem. Școala Săriște, asemenea. Dispensarul medical de la Malaia. Avem proiect în derulare cu dotarea lui. Deci mai avem proiecte care merg și proiectele cele mai importante. Dar multe lucruri nici eu nu le mai procesez. Cred că trebuie să mă opresc. O secundă și am terminat. Da. Proiectele cele mai importante care sunt acum, alimentare cu apă în satul Malaia, care vom semna contractul până în alegeri. Deci bazin nou, extindere 3 km și jumătate și canalizarea în satul Malaia. A însemnat contractul, a câștigat grup prima acunț din Slatina, vor începe după Paști lucru și extinderea de rețele electrice, trei direcții, dosul Latoriții, Bucureasa și Decindea, am lăsat Decindea ultima pentru că pentru asta am plătit finanțarea și o vom începe până la alegeri, va fi executat. Clară poveste, cu ce procent ați câștigat alegerile data trecută? Am avut 80 de voturi în fața contracandidatului. Și acum? Acum știți cum, noi plecăm după o poziție de egalitate. Toată lumea la alegeri pleacă de la zero. Eu sper ca cetățenii să înțeleagă ce s-a putut face, ce îmi doresc să implementez în continuare și să fie mult mai mare diferența. Păi la câte lucruri le-ați spus aici? Și nu le-am spus pe toate. Și probabil nu le-am spus pe toate, dar nici eu nu le mai pot, să zic, nota în minte. Mergem la Stoinești, domnule primar Bumbrău. Da. Acolo cum stau lucrurile? Eu stau cu ochii pe ceas și mă întreb dacă până la sfârșitul emisiunii reușesc să vă... Ia să vedem. Să vă împărtășesc, având în vedere că colegul de platou spune lucruri foarte, foarte frumoase, de care și eu mă mir și chiar îi doresc succes să duc la îndeplinire tot ceea ce și-a propus. Eu sunt primar de 3 mandate. Și trebuie să discutăm altfel. În sensul că la Stoinești avem 120 de km de rețea de apă introdusă, vorbesc numai pe mandatele mele, pentru că numai pe mandatele mele s-a făcut ceva în această comună. Deci în 2012 până în prezent. Avem peste 70 de km de rețea de canalizare, avem sursa noastră proprie de apă, care... Știți că am avut inspirația de a ieși din acest poim păgătos despre care și acum să vorbește mai puțin, mai mult, de bine, mai puțin, nu știu ce să zic. Am avut inspirația când domnul Gianu era director la APAVIL și am reușit să prind o finanțare de 2,5 milioane de euro cu sursă de apă și cu alimentarea și apă și canal a celor 5 sate din cele 13 ale comunei. Deci am o comună foarte mare, 13 sate. Toate satele au apă în momentul la care discutăm, mai puțin canalizare în două. Nu am reușit, dar în viitorul apropiat, numai faptul cu acestei comasări sau acestelor alegeri care nu au fost efectuate la timp, mă vor prinde nepregătit în luna viitoare, în iunie, dar dacă totul era în septembrie, aș fi discutat altfel pentru în fața cetățenilor, care sunt convins că ei, ceea ce spun eu, vor crede și niciodată n-au pus la îndoială ceea ce eu le-am promis. Am, ca să închem capitolul apă și canal, v-am zis, toate cele 13 sate au, nu există o familie care să-mi spună că vreau să mă brașesc și este imposibil, totul este posibil în comună la noi, iar prețul pe care vreau să știți, cu care împreună cu colegii mei din primărie ne luptăm în fiecare zi, adică în sensul că ne luptăm, suplinim, aș putea spune, să angajăm oameni la serviciu de apă să fie cheltuielile mult mai mari. Avem panouri voltaice montate la sursa de apă și am în momentul de față să ne permitem să ținem serviciu de apă cu un preț apă și canal la 2 lei metru cub, exact ceea ce nu există în România. Preț de aceste la Stoinești nu există în toată România, apă și canal la prețul de 2 lei. Acest preț pe care vreau să-l mențin cât se poate, dacă curentul și energie electrică nu se vor scumpi și mandatul care peste o lună zile sunt convins că cetățenii comunei Stoinești mă vor legitima să-l continui să merg înainte, așa că capitolul apă și canal se va discuta în luna septembrie-octombrie pentru cele două sate, că nu mai avem nevoie de nimic și acest capitol este încheiat. Deci apa și canalul am lămurit-o. Aș putea spune că domeniul educației avem grădiniță construită
de jos, aș putea spune pe fonduri europene, 500.000 de euro. Avem școala după toate standardele europene, toate cele 13 sate am reușit să le aducem într-o singură școală, pe care am și mărit-o cu 3 săli de clasă, am dotat-o cu tot ce este necesar în momentul de față, cu calculatoare, videoproiectoare, mobilier de ultima generație, tot ce există și tot ceea ce e nevoie procesul de învățământ. Ce frumos! Am cadre didactice foarte destoinice. Iertați-mă că vă întreb, dar natalitatea în comună, vor mai fi copii peste câțiva ani? Dar domnul Zmiuranu mi-a ridicat o minge la fileu, mi-a adus aminte la domnul Stăicuț la Craiova, la fir, când m-am dus, domnul, vreau și o grădiniță nouă, cum să fac? Zice, bă, exact întrebarea pe care dumneavoastră mi-ați spus-o, mi-a pus-o și domnul director. Și am zis, domnul director, în satul Dobriceni, am momentul de față 33 de copii la grădiniță. Iau grădiniță și în satul Dobriceni și în satul Stoinești. Mm-hmm. Într-o fostă primărie în satul Dobriceni, vreau să vă spun că tremura noaptea în pat și eu și fosta directoare, spun fosta că după 10 ani de stat împreună, dânsa a decis să se retragă în funcția de director, aveam niște parii care țineau tavanul să nu cadă pe copii. Deci, efectiv, tremuram în fiecare zi. Uh-huh. Și domnul director mi-a zis, domnule, cum stai, 33 de copii într-un sat, n-am mai auzit până acum. Dacă mâine vii cu copii după certificate de naștere acestor copii, poimâine ai grădința aprobată. Uh-huh. Am dat telefon imediat viceprimarul, la toți colegii mei din primărie, au mers, au făcut copii, am luat și a doua zi am fost din nou la Craiova și 33 de copii într-un sat, ceea ce este fantastic în momentul de față. Acum, în grădința despre care vorbim și sunt mândru de această lucrare, avem 3 educatoare care se lucrează la capacitate maximă, aș putea spune. Toate sălile de clasă sunt pline. Deci, și naturalitatea la Stoinești este bine, suntem pe un drum bun, chiar dacă, după cum știți foarte bine, toate localitățile din România, lucru care se întâmplă și la Stoinești, suntem într-un grad avansat de îmbătrânire, aș putea spune, dar și natalitatea este pe măsură. Avem 250 de copii. Am înțeles. Da. E de făcut, nu? Chiar și la Malaia. Știu că în toate localitățile trebuie făcută estimare demografică. Dar ce o să se întâmple peste 5 ani, 10 ani, 15 ani din punct de vedere demografic? Știu că asta nu se face. Adică nu... N-am auzit niciun primar gândindu-se la chestia asta. Inter, domnul Zmeureanu, dacă acum avem 40 de copii în două sate, grădiniță și școală, și mai avem 37 în satul Săliște, dar cei din satul Săliște merg toți la liceul Brezoi, că este mai la îndemână să meargă acolo, că am reușit și pentru elevii din Malaia care merg la liceul la Brezoi să le asigurăm transportul în colaborare cu primăria Brezoi. Și am făcut o estimare, să știți, natalitatea este în scădere. Am încercat să-i și stimulăm, le dăm 2500 de lei la naștere. Da, credeți că au efect acești bani? Vă spun o chestiune. Fiecare tineretul învață carte. E știut faptul că fiecare an de școală în plus pe care îl face o femeie scade natalitatea cu un anumit procent. Deci cu cât femeia devine mai instruită, cu atât natalitatea scade. Asta e un plan mondial. Pot să vă spun că de la preluarea mandatului până acum am avut 80 de decese și dacă ne uităm în partea cealaltă la nașteri, sunt 25. Cu cei care vin și își declară copiii la noi. Deci, sigur. Trendul e în scădere. Oare la Stoinești ați făcut aceste lucruri? Nu. Nu le-ați făcut? Nu. Poate că ar trebui făcute la un moment dat. Nu le-am făcut chiar de... Nu știu. Dar dacă este următoare emisiune, vii pregătit. Dacă... Nu, pentru dumneavoastră, că în fond trebuie văzut câți pleacă, că există și migrație, dacă vine cineva să stabilească acolo și care situația... Doamna, la ultimul recensământ era o scădere, cred că de vreo 100 de persoane pierdute. Uh-huh. De la 3400 avem undeva la ultimul. Se poate însă calcula ce se întâmplă în următorii 10-20 de ani. Este foarte important. Pentru că este clar că mergem în scădere. Școli, dispensare... Clar că mergem în scădere. Că scădere pe care se vede vizibil și pe care eu întotdeauna de câte ori am avut prilejul și pot să o fac și acum în fața dumneavoastră, după părerea mea și în viziunea mea, este neapărat o nevoie de o comasare a comunelor.
o comasare a școlilor. Cine spune că lucrul acesta se dă după deget este un, cel puțin, nu știu... Da, da, să știți, s-ar putea să avem un flux migrator și de la oraș către sat, măcar da, cu, da, cu case de vacanță. Asta cu voia să vă spun. În ultimul an, 29 de locuințe s-au vândut în Comuna Stoinești. Dacă căutați o casă în Stoinești, acum, în momentul de față, găsiți greu. Păi vedeți. Foarte greu găsiți. Sigur. Serios. Cum apare și să rămâne, Doamne ferește, este, nu putem să scăpăm de acest lucru, rămâne liberă o casă. Într-o lună, două de zile este gata. Da, da, da. Da. E de luat în calcare. Nu știu cum o fi la domnul primar, dar la noi este îmbucurător că vin și au case de vacanță, dacă sunt 800 de roluri. La 860 și ceva, la cetățenii din Malaia, au mai apărut acum 600 și ceva care au cumpărat și își construiesc case de vacanță, dar din păcate, cei care vin să locuiască în aceste case de vacanță sunt cei care ajung la vârsta de pensionare și se retrag undeva să le fie mai liniști. Înțeleg. Nu vin să contribuie la viitorul localității. Înțeleg, însă analiza demografică care se poate face în toate localitățile dă idei. Adică, domne, trebuie să facem ceva, să vedem cum îi atragem, case de vacanță sau să mute de lângă orașele, mă rog, din apropiere, e important, eu nu știu. Deocamdată nu se face, dar aș vrea să se facă. Haideți să vedem ce s-a mai întâmplat la Stoinești. Deci, cu educația, acum cultura. Am 5 cămine culturale, toate făcute, aranjate, amenajate pentru orice tip de eveniment. Ar avea nevoie în căminul respectiv, are la îndemână și are totul ceea ce îi lipsă, are nevoie, orice tip de eveniment. 5 cămine? 5 cămine culturale, niciunul pe Compania Națională de Investiții nu m-am dus să stau să aștept, pentru că în starea în care le-am găsit eu, nu cred că mai au apucau să mai fie renovate de către Compania Națională de Investiții, așa că am luat în bugetul local totul, cămin cu cămin, și toate 5 cămine culturale sunt, aș putea spune, le întorc după soare. Nu înțeles. Nu sunt multe. Nu puteam să-mi bag joc de ele. A fost un lucru, îmi pare rău, că în momentul de față am două școli în care arată jalnic, din cele 5-6 școli care sunt pe teritoriul comunei, care încă aștept ceva de la Guvernul României să ia o decizie în sensul acesta, să ni se dea, să le căutăm altă utilitate, pentru că... Chiar așa de la guvern, pe timpul guvernării liberale, dumneavoastră n-ați beneficiat de bani? Nu zic, eu am făcut lucruri frumoase, nu vreau să critic niciun fel guvernarea liberală, pentru că chiar am avut și am făcut lucruri frumoase. Mai ales pe guvernarea domnului premier Orban, chiar Stoineștiul s-a dezvoltat foarte mult. Nu am ce să le reproșez pe lucrul acesta, Doamne ferește. Numai că faptul că m-a decis să mă mut în partea cealaltă, numai asta a fost. Sunt zodia pe care sunt leu, nu vreau să stau într-o echipă care nu câștigă. Eu în permanență vreau să fiu câștigător, în permanență doresc să fiu campion. Dar de ce nu câștigă echipa asta, domnule primar? Nu știu, probabil nu-și doresc. Ei, nu-și doresc. Eu cred că își doresc foarte tare, sincer. Nu știu. Domnul Zmeu, vreau să-mi ierte Dumnezeu. Acum, da. Domnul președinte Constantin Rădurescu nu mai bate nimeni până nu ajunge la 70-80 de ani. Sau poate dânsul să decide să ocupe altă funcție, să le tragă, dar dacă merge în ritmul în care a început, diabolic, aș putea spune, nu cred că cineva s-ar... Nu știu, îmi pare rău de contragândeația dânsului, dar... Mai ales că domnul Simion este un prieten al meu de peste 30 de ani, sunt prieten cu domnul și nu ne-a unit, aș putea spune, politica, nici de cum. Dar acum a picat, aș putea spune, rău, exact cum a picat ai mei la Stoinești, așa și dânsul pe aici, ce să zic, nu? Dacă a acceptat, e major și dânsul, e vaccinat, cum se spune, nu a acceptat să candideze. Este un om chiar, dar nu știu, dacă nu are funcția, o singură, unul singur trebuie să câștige. Da. Dacă nu este loc pentru doi, așa este peste orice. Ați plecat, fiindcă a venit vorba, ați plecat așa cu ușurință, cu regrete, cum? Nu. Nu. Mi-am dorit de mult să fac parte din echipa domnului președinte. Eu chiar am respectat pe dânsul, în permanență de câte ori și la ziua comună l-am invitat de fiecare dată. Iar discuțiile care au fost la mine au fost strict între mine ca primar și domnul președinte de la Partidul Național Liberal. Nu o să încerc să pronunț numele, că nu-mi doresc. Păi de ce chiar așa? Cunoașteți dumneavoastră. Păi dânsul a intrat într-o discuție și într-un meci pe care eu nu vreau să particip la acest lucru, pentru că nici vârsta nu mai îmi permite. Anul acesta fac 60 de ani și...
Mulținită. Meciuri cu dumneavoastră sau cu cine? Al meu, al meu cu dânsul. Deci dacă tu mai mă vrei, la ce naibii plângi după mine sau la ce spui că hoț? Păi când am fost cu dumneata 8 ani împreună, nu am mai văzut că fur. Bagă-mă la pușcărie, bagă-mă acum dacă, nu? Toate răutățile, că n-am făcut eu nimic. Cine naibii le-a făcut în comuna asta nici toate lucrurile astea? Că le-am găsit proiecte, n-am găsit niciun proiect. Dar niciun primar care au fost pe acolo, niciun proiect. N-am găsit, deși a stat unul 12 ani și unul 12. N-am găsit. Dânsul, dacă a găsit ceva, este îmbucurător, înseamnă că primarul care a fost și au diferența care a fost de 80 de voturi, înseamnă că și el poate a contribuit. Eu n-am găsit nimic, nu mi-e rușin să o spun, fostul primar l-am mulțumit pentru faptul că mi-a fost un mentor în viață. Mentor cum în fiecare ședință sau în fiecare la care am participat cât am locuit în oraș, la domnul Mircea Guteu. Este un om la care ai de învățat în permanență lucruri. Domnul primar Mircea Guteu, vreau să vă spun o singură frază și cu asta subiectul, că n-am bacitul dânsului să vorbesc despre, într-o ședință când mergeam și conducea dumnealui ședința, dacă spicau, de exemplu, cheile de la mașină jos, n-aveai curaj să te apeși să le iei. Le lăsai la sfârșitul ședinței. Și te ridicai și pleca. Atât era de seriozitate și de într-o ședință pe care dânsul o conducea. Dar lucrurile, am luat ce a fost bun la dânsul și totdeauna modelul meu a fost dumnealui. Dumnealui în sensul că, și cum spunea colegul meu de platou, nu critica adversarul, nu-i pronunța numele că îi faci publicitate, chestii și pe care au dat roade. Nu, dar să știți că pe lângă faptul că lucrurile care dânsul le face în fiecare zi. E o tristețe, domnule primar, să vezi că mulți primari pleacă de la un partid la alt partid, nu contează de la care la care, dar e o tristețe că se întâmplă asta. Este ca și cum s-ar dărâma ceva, s-ar prăbuși ceva, un edificiu politic și se strică niște echilibre. Domnule Zmeureanu, eu, localitatea pe care o conduc, are, să luăm un exemplu, un minor. N-am plecat după bani, cum se spune, că ne-a dat domnul Constantin bani, nici pe departe așa ceva. Da. Și dacă ne-ar da, m-aș bucura și aș recunoaște. Da, domnule, mi-a dat și duc banii acolo unde este locul. Să fac comuna, să duc acolo unde... Am 25 de kilometri de drum județean pe raza comunei Stuinești. În situația în care eu m-aș încăpățâna și eu ies în permanență primar la Stuinești dânsul, cum spuneam anterior, va câștiga în permanență până la nu-și bătrânețe funcția și și-ar dori să nu ia în calcul aceste două drumuri, 651 și 646A, noi degeaba dezvoltăm. Eu în momentul de față vreau să spun că într-o lună de zile, maxim o lună de zile, în comuna Stuinești nu mai găsești nicio palmă de pământ asfaltată. Ulițe, drumuri comunale și ulițe sătești, ulițe de tot felul, da, cum aș putea spune. Chestiunea cu drumul... Dar drumul județean, dacă rămâne în halul în care este acum, și o să fiu președinte de Consiliul Județean, mă duc și îmi fac la oamenii mei. Deși nu cred că dânsul a gândit vreodată lucrul acesta, dar eu am gândit și eu, și așa am gândit în sinea mea. Dom'le, cred că mult mai bine ar fi dacă eu aș fi lângă dumnealui. Nu m-am dus, nu mi-a promis nici o palmă de nimic, n-am avut nicio discuție de genul ăsta. Pur și simplu mi-am oferit servicii să trec acolo, dânsul a analizat, a ezitat, că am mai avut o discuție și l-am păcălit odată. Așa. Păcăleala nu a fost. Ce să spun? Ca să vă spun... Ați mai vrut odată să vă treceți, da, și nu v-ați dus? Primul mandat al meu a fost, l-am câștigat la PC-ul. Am bătut USL-ul la Stuinești, USL-ul care era compus dintre PSD și PNL. Și după decesul domnului președinte Câlea, Dumnezeu să-l odihnească, a venit domnul Păsat. Da. Și o discuție că am avut-o cu dânsul, aveam neasfaltat între două sate, drumul județean, Cacova, Stoinești, da, și Stoinești, Dobriceni, Bărbătești. Domnul președinte, hai dă-mi și cu drumul ale mele să le facem, să le dregem. Și a smuls o promisiune atunci, în sensul că dacă dumneata mi le face, era interimar dumnealui, domnul ministru Păsat. Și mi-a promis, da, domnule, când la următoarele alegeri voi candida la dumneavoastră. Și asta am și făcut, că am vrut să-mi țin promisiunea. Deși nu-mi făcusem mie, că nu un președinte Consiliul Județean nu face mie ceva în comună, nu poate de gând, în afară de drumul dumnealui, firește. Și atunci, dacă am promis, s-a rămas cu acea promisiune, la care domnul președinte m-a ținut minte și Fredi, tu mi-ai promis o dată, m-ai mințit, efectiv, și cred că și acum vei face la fel. Nu, data asta nu, pentru că îmi doresc foarte mult să vin. Eu am fost 3 mandate consilier local în partea PSD-ului, deci am antecedente, da, da, înțeleg, roșii în interiorul, da, meu. Numai că v-am zis, nu vin să critic PNL-ul sub nicio formă, pentru că am făcut lucruri frumoase. Lucrurile pe care vă le spun aici sunt toate făcute în timp fiind ce eu liberal. Sigur, corect. Nu s-au întâmplat acum de două luni zile că sunt pesedist. Sper să întâmple, să continue în același trend și poate mult mai
productiv. Bă, da, fiecare primar a găsit, fiecare primar care a trecut și au trecut foarte mulți. Asta da. E da. Cumva îngrijorător pentru PNL. Sincer vă spun. Da. Nu știu, eu am avut două discuții, domnul Zmeuranu, când am avut să împart ceva cu domnul președinte al Partidului Național Liberal. În primul rând, l-am solicitat la ziua comunei să urce pe scenă, așa se obișnuiește, da. Să mulțumească electoratului că domnul președinte a avut la mine la Stoinești pentru funcția de președinte a Consiliului Județean 85%. Uh-huh. Iar eu nu sunt primarul celor din Stoinești, sunt prietenul celor din Stoinești și mie îmi spun, să adresează Freddy, urcă-ți pe la paltău pe scenă să ne mulțumească și nouă pentru ce l-am votat. Așa m-au zis. Exact așa îmi spun. Eu nu vă spun dumneavoastră decât realitatea. Vă așa spun. Și l-ați urcat? N-a vrut să urce. Iar eu în fața... Păi de ce n-a vrut? Când se întâmplă asta? Vara trecută. După ce că am fost acea perioadă cu pandemia, când n-am putut să organizăm zilele comunei... Dar cum i-a zis să urce și n-a vrut? Da. L-ați invitat și n-a vrut? Da, tu prești de urcați și nu. Pentru că ai invitat ciumarul și nu urc pe scenă. Pentru că aveam clar pe ordine interioară... Cine erau ciumarușii? PSD-ul. Cei care păi astăzi bine, sunt colegi. Cine era de la ciumarușii? Nu știu. Cei care astăzi culmele sunt colegi. Atât mie cât și dumalui. Că suntem colegi, nu? Suntem la guvernare. La guvernare, bineînțeles. Că tot colegi. Dar cine era președintele Consiliului Județean acolo? Nu venise, dânsul nu venise. Anul trecut a lipsit și dumalui, dar mi-a trimis un reprezentant prin care mi-a transmis un mesaj frumos, cum de fiecare dată obișnuiesc. Acum 2 ani chiar a fost. Și domnul președinte și domnul prefect. Da, trebuia să urce domnul liberal alături de Ciuma Roșie? Păi putea să urce și după. Și domnul, n-a vrut nici după Oranu, sau trebuie înainte. Trebuie să fiu cel puțin întâmpit ca la o zi a localității să nu invit președintele Consiliului Județean păi, sau prefectul județului. Indiferent ce culoare politică. Da. Dacă dumneavoastră ca președinte partid iei aceste decizii în mintea dumitale și pe noi nu ne întrebi, eu nu pot să accept așa ceva. Pentru că nu marginalizez eu comuna că vrei dumneavoastră. Chiar am avut discuția asta cu dânsul în curte și acum i-am spus, domnule, jur că voi pleca de la Mata. Iar al doilea pas, știți că dânsul obișnuiește să facă, să-și serveze ziua cu toți primarii la dânsul acolo, la stână. La... Da. Și eu am fost singurul pentru care nu am fost invitat de toți colegii și atunci a fost semnalul dat de dânsul și nu știu de ce naibii mai plânge după mine acum când... Dar dintre cei pe care i-ai invitat n-au plecat? O ba parte da, au plecat. Eu am fost singur că n-am fost invitat, păi am plecat 17. Au plecat și dintre păi... cei invitați. Da. De asta zic. Da. Da. Dar să lăsăm lucrul acesta, domnul... Da, asta cu ciuma roșie chiar este, da. Cum să zic, da. E o obsesie. Da. E o... Da. Eu sunt... O chestie aiurea, da. Cu localitatea, în momentul de față, vă spuneam într-o frază că terminăm cu asfaltarea, apa și canalul stăm foarte bine, cămine culturale sunt la locul lor. Am un dispensar care, nu știu dacă pe Compania Națională de Investiții, nu, în foarte scurt timp, nu am un semnal pozitiv în a intra într-un program de reabilitare, atunci o să-mi caut alte variante, prin PNRR, prin, văd eu pe undeva, până să-l strecurăm, chiar dacă nu și prin buget local. Vă descurcați. Da. Ce să vă mai zic? Nu, spuneți-mi că vreau să știu și la dumneavoastră cum se întâmplă și la Maraia. Cum e lumea? Care e starea de spirit a oamenilor? Că mai avem doar 5 minute și de asta trebuie neapărat să discutăm și chestiunea asta. Cum se simt oamenii? Sunt optimiști, sunt pesimiști, sunt sărați, sunt bogați, sunt cum sunt? Noi suntem... Se poate trăi pe acolo? Nu trăim foarte bine, nu toată lumea curge lapte și miere, să zicem așa, dar nu avem nici familie în care să ne văităm. Nu am oameni la ajutor social, nu am oameni care să fie... Serios? Nu am deloc. Deloc? Dar la Maraia sunt? Am o persoană, din păcate, sunt cetățeni. Nu au vârstă de pensionare, sunt vai mama lor. Și vin să execute cele 12-13 ore, mai mult pentru asigurarea medicală. Am înțeles. Da, dar... Situații obiective, asta vreau să spun. Situații obiective, dar avem în partea cealaltă la persoane, la asistat social, discutăm de persoane cu dizabilități, 33 care primesc ei indemnizația, încă 19 care sunt consoțitori, sunt cheltuieli foarte mari de personal și acolo, aș putea spune chiar că sunt mult mai mari decât cheltuielile cu personalul angajat în primărie. Și sunt luni, chiar 3, 4 luni, depinde cum rămânem descoperiți pe an, de unde trebuie să asigurăm din bugetul local. Da. Așa care... se întâmplă peste tot. Și dacă tot mi-ați dat cuvântul, mai aveam de spus că din realizări peste 1,5 km de trotuare, rigole,
la fiecare parte pe raza celor trei sate. Suntem o hotărâre de guvern și aici tot secretarii de stat de la Partidul Național Liberal ne încurcă pentru preluarea torenților, amenajerilor de torenți și de asemenea în discuții avansate cu preluarea drumurilor forestiere și mai lucrăm la cadastru sistematic. Vrem să punem frumos în asta. Da. Și închei prin a spune sărbători fericite, liniștite, un Paște cum și-l doresc fiecare în parte, fiecare familie, să le dea Dumnezeu sănătate tuturor și să ne revedem cu bine. Așa să fie, domnul primar. Eu totuși v-aș mai adresa o întrebare, mai avem timp de o întrebare. De ce vă place să fiți primari? Asta e, vreau să știu, n-am mai pus întrebarea asta. De ce vă place, de ce vreți? Am candidat din dorința de a se face ceva în Malaia. Am început să fac ceva și vreau să termin. Să știți că de la locul de muncă sunt suspendat. Mă pot întoarce mâine director la Hidrosef. Mm-hmm. Deci am ce face. Dar vreau să fac pentru localitatea mea să rămână ceva în urma mea. Am obosit să văd că nu se face nimic. Poate sunt interes. Lucruri care nu le fac pentru mine, le fac pentru cetățeni. Înțeleg. Și le mulțumesc că acceptă să-i deranjez cu lucrările care le execut pe la poartă, că îi deranjez cu zgomot, cu utilaje, corect. Dar ca să trăim mai bine avem nevoie și de puțin. Corect. Dumneavoastră, același lucru. Am decis să candidez. Aveam un job foarte bine, mergea foarte minunat financiar, dar fiind coleg de bancă cu primarul de la Bunești, Radi, așa. Coleg de bancă și mă uitam pe fiecare zi când treceam în Bunești că se dezvoltă comuna. Mă zic, când dracu că am fost coleg de bancă, cum faci asta și noi nu putem? Mm-hmm. Și am decis să candidez, am ajuns primar care am fost votat cu 90% în două mandate, peste 90%. Sper că și acum de data aceasta să-mi bat, aș putea spune, propriul record. Păi stați un pic, cât vreți acum? 99? 93, 94, 92 l-am avut de două ori, 93 aș dori acum. Cetățenilor din Comuna Studenți să le urez un Paște fericit. Să nu cumva să ieși în emisii de mine ca să nu putem să le despunem. Să aibă încredere în mine, dacă nu pot să mai vin până alegerile, că va fi foarte multă aglomerație la postul de televiziune BTV, că vreau să-i mulțumesc și pe această cale pentru faptul că mă invită des. Să le doresc tot bine din lume și la vot pe 9 iunie să facem ceea ce dânsii știu mai bine. Adică să voteze Dumbrava Iorie primar, președinte cu județean Constantin Rădulescu, într-un cuvânt, 5 bătini de vot, 5 stoluri de trandafiri. Vă mulțumesc. Bine, păi atunci, domnilor primari, mai avem două minute, dar să terminăm așa, în mod optimist, cu urări, că ați adresat și dumneavoastră și dumneavoastră și eu vă mulțumesc, vă doresc mult succes și să ne vedem peste 4 ani și să mai aveți tot atât de multe lucruri de vorbit, realizări. Încât pur și simplu să vedem cu ochii minții cum se ridică localitățile. Nu știu, pe mine mă face, îmi dă energie când spuneți că există apă, că există canal, că există asfalt, că există școli amenajate, că iată, 5 cămine culturale. Asta este important pentru România, că nu s-a mai întâmplat niciodată, suntem în secolul 21 și trebuie să semene și comunele noastre cu cele din străinătate pe care le invidiem. Vă mulțumesc din suflet, vă rog. Veniți la Malaia, suntem pe locul 2 din punct de vedere al turiștilor. După Pobilița, se știe, anul trecut am fost pe locul 2. Mm-hmm. În Malaia prezenți mii de turiști pe weekend-uri. Am auzit, așa. Avem peste 50 de pensiuni, avem Dexior Park, vom mai face încă un parc. Sigur. Deci vă așteptăm. Aveți foarte și vedem. Frumos. Vă mulțumesc. Fericit. Mulțumesc din suflet pentru dialog. Vă mulțumesc, domnilor și domnilor, Paște fericit. Ne revedem după sărbători cu un interviu cu domnul primar Mircea Gutău. La revedere, numai bine.